Am venit pentru azi, 22 aprilie, ora 17, în sala de festivități a școlii speciale, școlii gimnaziale numărul 2, campus școlar. La această ședință sunt prezenți 17 consilieri din 17 în funcție. Secretarul general al Comunei constată faptul că ședința este statutară și o declară deschisă. Se dă citire procesului verbal numărul 6 al ședinței extraordinare din data de 14 aprilie 2021. Nu sunt alte discuții și nici alte observații. Președintele de ședință supune la vot procesul verbal, se votează cu unanimitate de voturi. Președintele de ședință dă citire ordinii de zi, înscrisă în dispoziția primară numărul 125 astfel. Proiect 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei București pentru anul 2021. Domnul primar solicită comentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, respectiv proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT București. Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, se votează cu unanimitate de voturi. Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, se votează cu unanimitate de voturi. În urma votului exprimate, ordinea de zi a fost votată, atât cea inițială cât și suplimentarea acesteia. Începe ședința. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Dobrești pentru anul 2021. Domnul primar prezintă proiectul și aduce la cunoștință Consiliul Local faptul că bugetul de venituri și cheltuieli a suferit modificări față de ceea ce inițial a fost comunicat. În acest sens, în timpul ședinței, se comunică consiliorilor în format electronic noile modificări. Domnul primar salută inițiativa grupurilor la nivel partidelor din cadrul Consiliului Local privind amendamentele propuse. Primii au fost cei de la USR, apoi cei de la PSD și de la PNL. Domnul primar de citire amendamentelor propuse. Doamna Cristea Eugenia, prezentă în cadrul ședinței, în calitate de colaborator al primăriei, prezintă proiectul și explică necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli. Astfel, prognozarea bugetului Comunei Dobrești a făcut pe venituri reale, ținându-se cont de ceea ce s-a încasat la nivelul anului 2020. Menționează faptul că s-a privit o filă de plan în costum de 500.000 de lei de la Consiliul Județean, iar până la acest moment s-au încasat 300.000 de lei la taxe și impozite, încasări neașteptate față de cele propuse. Domnul primar, față de aceste încasări, susține că procedura de recuperare a restanțelor a fost intensificată, ceea ce reprezintă pași normal și corect. Domnul consilier Cojanu Ștefan salută demararea procedurilor de recuperare a debitelor. Președintele de ședință propune ca fiecare parti să susțină amendamentele propuse pentru ca apoi să fie supuse votului. Domnul Cojanu susține amendamentele din partea USR. Domnul primar, față de amendamentul 1 al USR, strada părului, rețele pluviale, rețea de iluminat și pietruire, spune că în anul 2021 nu se pot efectua lucrări de asfaltare pentru că sunt multe alte lucrări de efectuat. Se supune la vot amendamentul 1 al USR privind studiul de fezabilitate strada Părului. Se votează astfel. Două voturi da, domnul consilier Cojanu Ștefan Aurigan și domnul consilier Mitran Costin Sorin. 6 voturi abținere. Domnul consilier Bojan Ionuț, domnul consilier Ivan Alexandru, domnul consilier Radu Marian, domnul consilier Iculescu Valentin, domnul consilier Stameș George și Ivan Florin Brăduț, 9 voturi împotrivă, doamna consilier Săpărdea Florentina, domnul Iculescu Silviu, domnul Iculescu Alexandru, domnul Dumitru Alexandru, domnul Florea Valentin, domnul Nicolae Răzvan, domnul Giurea Viorel, domnul Petre Pene Florențiu, domnul Costache Mihai. În urma voturilor exprimate, amendamentul a fost respins cu 9 voturi împotrivă, 6 voturi abținere și 2 voturi pentru. Amendamentul numărul 2, privind studiul de fezabilitate a aleei Dării Pantelimon, domnul primar menționează faptul că în acea zonă trebuie făcută sistematizarea stradală cât și alte rețele identitare. La următoarele ședințe vom discuta pe plan. Se supune la vot amendamentul numărul 2, se votează astfel, 2 voturi da, domnul Cojanu Ștefan Aurelian, domnul Mitran Costin, 15 voturi împotrivă, domnul Bojan Ionuț, domnul Ivan Alexandru, domnul Radu Marian, domnul Iculescu Valentin, domnul Sameș George, domnul Ivan Florin Brăduț, doamna Săpărdea Florentina, domnul Iculescu Silviu, domnul Iculescu Alexandru, domnul Dumitru Alexandru, domnul Florea Valentin, domnul Nicolae Răzvan, domnul Giurea Viorel, domnul Pene Florențiu, domnul Costache Mihai, vot absolut.
În urma voturilor exprimate, amendamentul a fost respins cu 15 voturi împotrivă, niciun vot abținere și 2 voturi pentru. Amendamentul numărul 3. Studiul de accesibilitate, strada zona Spicului, strada Spicului și strada Scutului. Domnul consilier Cojanu susține amendamentul. Domnul primar consideră că este o investiție care nu se justifică în acest moment. Se supune la vot amendamentul numărul 3 al USR. Se votează astfel. 2 voturi pentru domnul Cojanu și domnul Mitran, 4 voturi abținere. Domnul Bojan, domnul Ivan Alexandru, domnul Enclescu Valentin, domnul Ivan Florin Grădus, 11 voturi împotrivă. Domnul Sami George, domnul Radu Marian, doamna Căpărdea Florentina, domnul Enclescu Silviu, domnul Enclescu Alexandru, domnul Dumitru Alexandru, domnul Florin Valentin, domnul Nicolae Răzvan, domnul Giulia Viorel, domnul Fene Florențiu și domnul Costachin Hai. Și un vot abținere. În urma voturilor exprimate, amendamentul a fost respins cu 11 voturi împotrivă, 4 voturi abținere și 2 voturi pentru. Amendamentul numărul 4. Studiul de fezabilitate post-cora apei pluviale, prevenirea inundațiilor în zonă. Domnul consilier Cojanu susține amendamentul. Domnul primar consideră propunerea oportună și pertinentă. Se supune la vot amendamentul numărul 4 al USR. Se votează cu unanimitate de vot. În urma voturilor exprimate, amendamentul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Amendamentul propus de PSD privind realizarea două cabinete stomatologice în cadrul școlilor de pe radă OAT de Brăiești este prezentat și susținut de domnul primar. Suma propusă, 100.000 de lei, este pentru dotările cabinetelor. Nu se cunosc prețurile în detaliu. Sursa de finanțare este difilată plan de la Consiliul Județean. Domnul consilier Radu Marian consideră faptul că pentru propunerea făcută de către PSD nu sunt investigate spațiile necesare. Se supune la vot amendamentul PSD, se votează cu unanimitate de vot. Amendamentul a fost adoptat. Amendamentul propus de PNL, prezentat și susținut privind achiziție teren pentru investiții de interes local, domnul primar susține construcția unei noi grădinițe în zona Livadă, mai menționează faptul că din anul 2019 ANL a trimis o solicitare de asociere pentru construcții de locuințe ANL, astfel în sarcina noastră cadă să punem la dispoziție amplasamentul. Membrii USR nu se opun construcției unui bloc ANR, se supune la vot amendamentul PNR, se votează cu unanimitate de vot. În urma votului exprimat, amendamentul a fost adoptat. Nu sunt alte discuții. Proiectul de aprobare a bugetului a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate. Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind bugetul de venire și cheltuire al Comunei Dobrești pentru anul 2021. Astfel cum a fost discutat împreună cu amendamentele propuse, se votează cu unanimitate de voturi. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi, niciun vot împotrivă, niciun vot abținere. Domnul consilier Cojanu Ștefan susține ca la fiecare ședință ordinară să se prezintă o execuție a listei de investiții. Al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al OAS Dobrești. Domnul primar prezintă proiectul și explică necesitatea adoptării acestuia. Documentele pentru acest proiect au fost depuse la primărie după data când documentele inițiale scrise pe ordinea de zi. Motiv pentru care acest proiect se află prezentat suplimentar. Nu sunt alte discuții. Comisiile avizează favorabil, se votează cu unanimitate. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Președintele de ședință, după consultarea Consiliului, declară ședința închisă, drept pentru care am încheiat prezentul procesului. Bună ziua! Supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Unanimitate. Dăm citire procesului verbal numărul 8 al științei extraordinare de data a Consiliului Local Dobrești în ziua astăzi, 11 mai 2021. Consiliul Local Dobrești a fost convocat prin dispoziția numărul 141 din data de 10-5-2021 a primarului Comunei Dobrești, domnul Codru Valentin Laurențiu. La această ședință, Consiliul Local sunt prezenți 15 consilieri din 17, lipsind domnul consilier Giulia Viorel și domnul consilier Dumitru Alexandru. Prezența a fost făcută nominal prin strigare și ședința se desfășoară prin mijloace electronice pe platforma Zoom Meeting. Astfel, față de această situație, Secretarul General Comunei constată faptul că ședința este statutară și o declară deschisă.
Totodată, față de modul de desfășurare a ședinței, secretarul general informează membrii Consiliului cu privire la faptul că procesul verbal numărul 7 al ședinței din data de 22 aprilie va fi citit și supus aprobării la prima ședință ordinară. Secretarul general al Comunei aduce la cunoștință consilierul faptul că mandatul de președinte de ședință al domnului consilier Ivan Alexandru Zoru a încetat de drept, fapt ce conduce la alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. În acest sens, pentru că alcările ședinței să se poată desfășura, trebuie ales un nou președinte. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Se fac propunere. Domnul consilier Ivan Florin Brăduț îl propune pe domnul consilier Ivan Alexandru Doru. Nu sunt alte propuneri. Comisia Judică vizează favorabil. Se supune la vot. Se votează cu unanimitate de vot. Astfel, în urma voturilor exprimate, președintele de ședință a fost ales domnul consilier Ivan Alexandru Doru pentru o perioadă de 3 luni. Președintele de ședință, ales în persoana domnului consilier Ivan Alexandru Doru, dă citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii și stabilirea prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale. Și punctul 3, proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării și semnării unor documente. Se supune la vot ordinea de zi, votul este dat nominal, discutarea fiecărui consilier. Începe ședința. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune, atestării de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale. Se prezintă proiectul, Comisia de Specialitate avizează favorabil. La nivelul Comisiei pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului se ridică o problemă de neconcordanță între membrii acestea. Secretarul General recomandă membrilor Comisiei ca aceste probleme să fie dezvăluite și rezolvate în interiorul Comisiei și nu în timpul desfășurării unei ședințe de Consiliu. Domnul primar Florin Valentin îl propune pe domnul Sabo Mareș în calitate de administrator public ca reprezentant al Consiliului Local în relația cu ADTV. Nu mai sunt alte discuții. Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. Față de modul de desfășurare a ședinței în sistem online, se face apelul fiecare consilier pentru votul nominal. Se votează cu unanimitate de voturi. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi da, niciun vot împotrivă, nici o abținere. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării semnării unor documente. Se prezintă proiectul, Comisiile de Specialitate avizează favorabil. Domnul primar îl propune tot pe domnul Sabo Marius, administrator public, reprezentat al Consiliului Local în relația cu ADTV-BI. Nu sunt alte discuții, se supune la vot, se votează cu unanimitate de voturi, proiectul este adoptat. Președintele de ședință, după consultarea Consiliului, declară ședința închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Să punem la vot, procesul de bază în data de mai cine este pentru. Procesul verbal numărul 9 al ședinței extraordinare de data Consiliului Local Dobrești încheiat astăzi, iunie 2021. Consiliul Local Dobrești a fost convocat prin dispoziția numărul 161 din data de 8 iunie 2021 a primarului Comunei Dobrești, domnul Consul Valentin Laurențiu, pentru astăzi, 8.06.2021, ora 17, în sistem online. Pe grupul de WhatsApp și pe adresa de Gmail au fost comunicate documentele necesare pentru această ședință extraordinară de îndată. La această ședință sunt prezenți 17 consilieri din 17 în funcție. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice. Față de această situație, secretarul general constată faptul că și în testul față, care este deschisă.
atât de modul de organizare al ședinței, secretarul general informează membrii Consiliului cu privire la faptul că procesul verbal numărul 7 al ședinței din data de 22-a procesul verbal numărul 8 al ședinței din data de 11-a 5-a 2020 nu va fi supus citit, ci supus aprobării la prima ședință ordinară. Caracterul urgent al acestei ședințe este dat de festivitățile care urmează a fi organizate în data de 10-a 6-a 2021, cu ocazia zilei rolilor, zi în care este sărbătorită și înălțarea Domnului. Președintele de ședință, domnul consilier Ivan Alexandru Dobru, și pune la vot ordinea de zi, înscrisă în dispoziția primarului numărul 161 din 8-a 6-a, pe grupul de WhatsApp. Proiect de hotărâre privind acordarea unei gratificații sub formă bănească domnului Ilie Ștefan în calitate de veteran de război și de veteran de onoare al comunei Dobrești la împlinirea vârstei de 100 de ani. Se supune la vot ordinea de zi, votul este dat nominal prin comunicarea fiecărui consilier a votului. Punctul 1, deci proiect de hotărâre privind acordarea unei gratificații sub formă bănească domnului Ilie Ștefan în calitate de veteran de război și cetățean de onoare. Comisiile de specialitate au dat avize favorabile, nu sunt alte discuții. Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre. Astfel, față de modul de desfășurare a ședinței în sistemul online electronic, votul este nominal înscris al fiecărui consilier pe grup. Se votează cu unanimitate de voturi. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi, dar niciun vot împotrivă, nicio abținere. Președintele de ședință, epuizându-se problemele de coordinare de zi, după consultarea Consiliului, declară ședința închisă. Drept pentru care se încheie acest prezentul proces verbal. Se pune la vot acest proces verbal. Cine este pentru? Abține-te. Vă citi de proiectul de coordinare de zi. Din data de astăzi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Dobrești pe trimestrul 1 al anului 2021. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii și utilizării excedentului bugetului local al comunei Dobrești pe anul 2020. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru spații cu destinația de cabine medicale pe teritoriul Moarte Dobrești sau obținere numărul 7 de spații cu destinul și aprobarea contractului de concesie. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Ministerului Administrativ Teritorial de Dobrești, strada sau funcție. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă de canalizare, inițiala la data 9-11-2009, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APO, ADIAIP, Societatea APO, Canalist Povesta. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe teren reaparținând domeniului public și privat al comunei Dobrești. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiție în modernizare din DS3A, Comuna Dobrești, județul Ilfov, aprobat în HCR Dobrești, numărul 124, din data de 16-a 2016 și actualizat în HCR Dobrești, numărul 59, din 2019. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind majorarea sumelor necesare finanțării din bugetul local a categoriilor de SRP care nu se finanțează de la bugetul de stat și Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiții, modernizare de unii DC3A, cu una de grei de SIP, aprobată prin facere numărul 60 din 2006-2009. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor de impact economic, obiectivului de investiție, modernizare parte carosabilă și trotuare, strada Mescacului, cu una de grei de SIP, aprobată prin facere de proiect numărul 35 din 14-4-2021. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor de impact economic, al obiectivului de investiție, modificări interioare corp C1, funcțiunea de curte educațional pentru copii, împrejmuirea, amenajări exterioare și se obține numărul 164, stat fundent, comuna Dobrești de Sinsov, aprobat prin HCR Dobrești, numărul 128, 1912-2019, și modificat prin HCR Dobrești, numărul 48, 2012-2019. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economice al obiectivului de investiție de ființare corpul C2, C3, C4, C5, Săteaua Fundeni, numărul 134, stat Fundeni, Comuna Dobrești, de Sâmbu. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de înființare a unei societăți comerciale de către Consiliul Local Dobrești, de Sâmbu.
Punctul numărul 3. E proiect de hotărâre prin care se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, raportul administratorului, declarația administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2020 și balanța de verificare a societății Costal Sărbu Dobroiești SRL, sediul în Comuna Dobroiești, la Bacu Zavudă, numărul 23, J23, per 2627, din 2010, cui rog 274-7293. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Costal Sărbu Dobroiești SRL. Punctul numărul 15. Informări. Informarea A. Referat de informare privind încheierea acordului de parteneriat dintre Primăria Comunei Dobroiești și Universitatea de Arhitectură și Urbanism din Mâncu, în scopul amenajarea peisagistică a malurilor Bălții Dobroiești și a lucrurilor de apă. Informarea B. Solicitare domnului dr. Dulciuc Valeriu privind concesionarea spațiului situat în Comuna Dobroiești, al Sundeni, Sultan Dobroiești, strada Soldații Iancu Petre, numărul 21, județul pentru amenajare cabinet, servicii medicale, chirurgie, endodontice, radiologie și pedodontice. Așa sunt toate cele 15 puncte. Am o propunere, dacă sunteți de acord, să reținem de prezența domnului Cadou. Dacă putem să începem cu directul punctul 12. Și eu am o dacă pentru 13 și 14 reprezentanțe Cotar nu ajunge în timpul timpul am văzut că el acum de 5 ani să ajunge 15 minute. Da, că nu mai ajunge, da. Le discutăm ce se permită. Ok, discutăm la raport. Da. Și am putea ce? Putem la vot ordinea de zi, cu comentariile materiale și minute pentru. Abține, împotrivă. Bun. Începem cu punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de înființare a unei societăți comerciale de către Consiliul Local Dobroiești, județ Chișinău. Dacă sunt colegi care vor să nu se mai vor la comună, mai cu ceva. Înțelegem necesitatea rezolvării acestor probleme din vedere că Ecotal nu poate să le rezolve. Vreau să vă întreb dacă a făcut un studiu care îi rezolvește costuri. Pentru a rezolva aceste probleme, pe de o parte se poate face o achiziție, o contracază sau, mă rog, al promocului societate care să prestigeze aceste condiții. Se poate, nu știu, din organigrama primăriei, se poate utiliza un număr de persoane care să presteze serviciul, sau se poate înființa o societate. Deci, nu avem ceva a priori împotriva funcționării societății, dar vreau să spun că s-a pus măsuri de oportunitate, adică eficiența cheltuielii banului public. De ce e mai bine să facem societate și de mai bine să contractăm aceste lucruri? Păi, primul și presupun. Primul și cel mai important aspect e că această societate nu este creată ca o altă societate cu capital privat pentru ca obiectiv profit, ci este pentru a lucra în costul cetățean. Și atunci nu putem discuta de 20% profit, 30% profit la orice altă societate comercială, ci trebuie să discutăm de o marge de profit acoperitare pentru a susține eventuale investiții ulterioare. Dai și s-a plecat cu această idee și din punctul meu de vedere este cea mai bună variantă. Da, doar acesta este justificarea că nu este o mare genunchi, ne referim la anumite costuri, poate alte societăți mai eficiente, poate trebuie investiții în utilaje, poate nu știu. Mai nu avem ceva a priori împotrivă. Investiția în utilaje. Dar nu știm, nu s-a prezentat un studiu care să ne spune că e mai eficientă, poate este eficientă varianta. Oricum, în clip, decât asta, oricâte studii s-ar face și care pot fi făcute pro sau contra, favorabile sau nefavorabile. Din punctul meu de vedere, eficiența depinde de cel care gestionează. Faptul că atunci când ai o relație contractuală cu o societate, trebuie să te cadezi strict în ceea ce prevede acel contract,
și de cele mai multe ori, și avem nenumărate exemple fără să mai pomenim în ziua de astăzi, se ajunge la litigii. Prestatorul spune că a prestat, beneficiarul spune că nu s-a prestat. Divergențe de opinie, să spunem, și se ajunge cu aceste litigii în instanță. Pe mine mă interesează să putem să ne mișcăm rapid și, zic eu, eficient, tintit acolo unde avem nevoie. Să vă dau doar un argument sau doar un exemplu. O situație, vreau să spunem, de forță majoră. N-am pregătit nimic special pentru această zi de înălțare, n-am făcut cheltuieli speciale. În schimb, mi-a fost greu să nu punem acolo 2, 3, 5 flori. Acele flori pe care le vedeți la monument, dacă ar fi venit o societate, vă garantez că nu deplasa nimeni, nu știu, fără 1.000-1.500 de lei cheltuială. Pe noi ne-a costat vreo 300 de lei și mă anotă la două persoane pe care le avem, unde? La curățenie, sala de sport. Adică poți să jonglezi, să spune și poți să te ajuți să direcționezi forța de muncă, ceea pe care o ai, acolo unde ai nevoie astăzi. Dacă stăm după o achiziție, asta e situația. Constatăm că avem astăzi nevoie până facem o achiziție, până de la o groapă atât se face atât. Oricum, societății care au venit să presteze, nu i-a convenit să vină să facă niște chestii atât de mici, pentru că nu-i convine. Vrea să aibă frunză lucru, vrea să aibă volum. Bine, putem face singur, nu avem, să spunem, structura decât 5 capitole pe drumuri, ceea ce înseamnă reparații stradale și nu suntem noi primii care le facem, pe ape cruziale, asta este zonul în care se vede clar ce avem de făcut, curățenie interioară, și aici exemplu este elocvent, avem în structura primăriei angajată curățenie, avem și la Ecosal, dar lucrurile astea sunt, să zic, trebuie clarificate și puse la punct. De ce să apelez? Sunt alte primării. De ce să apelez la o firmă privată să pună la dispoziție 10 femei de servici? Mi le pot angaja eu, îmi negociez salariul și îmi prestează acolo unde am nevoie. Cele două fete de la sala de sport, când am avut nevoie, le-am mutat la evidența populației, am venit în primărie, am mers la poliția locală. Deci, mult mai ușor mă pot desfășura în felul acesta. Astea sunt trei categorii. Avem nevoie de 4 persoane, să spunem, pe monitorizarea camerelor video. Deci, mă rog, societate să-mi dea 4 înainte, mi-ar fi voie 24-24 prezența la camere? Nu. Și mai era un a 5-a capitol care acum nu vine. Ceea ce am observat cu toții, mai ales anul ăsta, că a fost foarte ploios și mă bucur că multă lume, foarte multă lume a văzut că nu a mai rămas iarba la nivelul ăsta, pentru că venea o aia de la primărie să o tundă și toată lumea se învățase că ea așa, bine tunsă. Anul ăsta s-a văzut cât este de necesară și cât de mare nevoie este ca să existe o echipă specializată pe întreținere spații verzi, atât o amenajate cât și neamenajate. Nu iau 4 oameni de la măsurata, dar le pun coasta în mână și dați drumul. Nu cum să iei mult de colo-colo după ziua. Dacă îmi permiteți, spune. Vis-a-vis de argumentele aduse dumneavoastră, nu ați simțit că atunci crearea unui departament în cadrul primăriei care să facă acest lucru? Nu permite, personal. Din contră, printre ale acestei societăți, să spunem, cel puțin 7 persoane de la Ecosal se va muta pe această structură nouă. În felul acesta, bugetul de cheltuieli salariale pe Ecosal pentru niște activități care îi generează, să spunem, venituri, se diminuează. De asemenea, și din schema primăriei pot fi preluați 2, 3, 4, 5 care se meargă pe această societate. Nu intru în amănunte, să spunem acum, dar există cheltuieli suplimentare în momentul de față cu personal auxiliar, da? Care deservesc unitățile de învățământ. Cine privește schema primăriei și era, uite, păi ce-a chestionat primării. Dar, de fapt, nu știe, că cel puțin 7, 9, 11, cât sunt, nu mai știu pe din afară, nu funcționează în primărie. Funcționează în unitățile de învățământ.
Atunci vreau lucrurile să fie clar ce înseamnă primărie. Este primărie, ce este ecosal, menajer stradal, este ecosal, nu mai face nimic suplimentar. Du-te și studiază și mie treștiere aici, îndreaptă și mie 5 locuri în partea cealaltă, da? Și societatea aceasta va administra domeniul public. Numai semnele de circulație, dacă primești un locuite, deci să vină societatea să-mi pună fabrica aceea metalică, pot să faci, am făcut chestia asta în trecut. Poștul de gunoi. Ce vreți, tot ceea ce înseamnă domeniul public. Până la restricțiile de viteză. Poți fi ținute de doi oameni de nu știu, nu chiar să vină respectiv. Mi le-ai chestie la bucată și când am nevoie, o scoți din ele pe nucului. Când am auzit ăla de când vină să mă crească patru bucăți astăzi, dacă nu îmi dispar mai multe, atunci, de data asta, dar data adică sunt foarte multe lucruri mărunte care trebuie să le facem. Ne putem face marcajele stradale, singuri. Da. Nu mai vine societatea X, care o trag de mânecă, că a greșit marcajul pe strada Dării, nu face nimic în sensul ăsta, dar merge și mă somează instanțe de către plătesc. Vă am pozele de acolo. Din două benzi a făcut una. Cum face? Dacă greșeală în nostru, peste noapte să spună că remedia. Aici e toată, cum să zic, toată decența la problema asta. Nu avem personalul necesar să acționăm. Nu mai suntem 5-6500, să spunem, de locuitori de odinioară, unde nu, traficul a crescut, nevoile sunt altele. Nu pot cum mai putea să mai supraviețuiești fără o forță de genul ăsta. Și vă mai spun un lucru. Sâmbătă am avut probleme. Au fost probleme ca peste tot, nu mai aici. Din rândul celor de la ecosaj, din rândul acestora de la noua societate, poți să faci niște echipe care să știe că odată pe lună trebuie să, cum să zic, să dormă în cizme. Dar nu în activitate, să doamnă cu cizmele în picioare, să spun. Cu pelerinele la îndemân. Că poate e nevoie de ei. Sâmbătă, duminică. Tot spun sincer, am fost plecat. Au fost ei, ceilalți care au fost în zonă. Dar vreau să știu, există echipa cu tare, fără probleme intervine. Dacă e nevoie undeva. De azi, din altă parte, n-ai de nume să faci. Să creezi această structură sau această forță cu care trebuie să te intervine. E vorba de ridicat un capac, de defundatul rigoră, de, nu știu, orice altceva. Din ce? Nu s-a făcut nici studiu de sedat, oferea... Nu știu, nu s-a făcut nici dezbatere publică. Nu s-a făcut nici dezbatere publică. Noi considerăm că era... Dacă... ceva pregătit mai departe decât oferea persoană, care poate să fie bună, dar poate să nu fie. Dezbaterea astea publice, eu le înțeleg rostul și menirea până la 8. Nu, de data asta nu s-a cerut. Dar de cele mai multe ori se pune acest, pe această dezbatere publică. Dar nu le punem accent pe legislația. În unele situații, să zicem că înțeleg necesitatea, dar dacă facem dezbatere publică pentru orice lucru pe care noi, până la urmă, îl propunem, suntem reprezentanții celor 12.000 de locuitori. Să dezbat problema, am trebuit să dezbat un acte. Dar dacă stăm să dezbatem cu fiecare cetățean sau cu cine dorește, după am văzut, am avut două întâlniri pe buget. Prea puțin. Legislația cere mult. Dacă ar fi respectată, în tocmai acolo ne mai pomeni. Spune că nimeni nu ne-a crescut de lege acum. Nu cred că are. Asta, dar rămâne de mult. Tot este se pare domnul Cioveti de repoziția pe care o. Dar haideți să revenim la... Haideți să revenim la punct de vedere. Nu spunem că suntem împotrivă, pentru că... Deci nu cunoaștem astea. Structura efectivă, nu știu dacă este trecută aici. Vă pot spune, pe compartimentul de drumuri, ar fi trei muncitori cu un șofer, pe cel de... Cum se spune? Partizări. Trei... Patru muncitori. La curățenie sunt prevăzute 10 poziții, pentru că v-am spus, preluăm din cele de la școală și din cele existente, cele două să spunem de la ecosal, plus putem avea în continuare, vom avea nevoie de fapt și la imobilul care, la care acum se lucrează sau la creșă.
Astea toate nu trebuie să spunem neapărat ocupate a doua zi. Da, pentru tăiat vegetație avem nevoie mâine. Și eu am discutat cu Mar, ce le dăm, cum le dăm să lucreze. Nu vă sta. Nu va sta nimeni. Cel care, să spunem, tunde iarba din primăvară până în toamnă, din toamnă până în primăvară are de soare sau copaci. Nu vă, o să spunem, dar cât copaci avem. Vom merge împreună, cine vrea să mergă pe teren, să vadă acum care este volumul necesar de intervenit. Nu avem tot ce. A, aduce în firmă. Sunt societăți normal, private, care am văzut ce prețuri au și îmi pare rău că n-am făcut un inventar al tuturor interventurilor pe care ne-am făcut. Îmi pare rău că nu există situația asta prezentată. Comparativ, da. Este opinia noastră. Atât. Este și vine de cineva. Și eu spun la mea, din jur. Toți vor avea să spune, pe repara străzi. Cel care repara străzi îmi trimit să facă și marcaje prădate. Și nu poate să-mi prospăteze, există utilaj, 25.000 de lei, sau nu știu cum ești o mașină de masaj. Da? Nu trebuie să luăm ultra-profesionistă, nu sunt acelea mișcări. Doar îmi prospătesc marcaj. Care e problema? Am adus societate, da? Și nu-mi convine ce a făcut. Marcajul de pe stradă, atunci, spre exemplu, pe mine, nu m-a mulțumit. Cei care au făcut până să vin eu au greșit marcajul, cei care am adus eu, nu-mi convine cum. Cât a rezistat în timp. Măcar știm că este... un contract, au garanție de bună execuție. Da, și? Se poate executa dacă nu este executat. Garanția de bună execuție reprezintă un procent din contract care de multe ori nu acoperă, da? Cantitatea lucrărilor. Pe mine... Înseamnă un principiu de lungă durată. Deci până în 2015, ca să știți cum mi-am desfășurat activitatea anterior, o provoază n-am zis. De unde te știi. N-a existat primăria într-un litigiu. Deci n-a existat primăria într-un litigiu. Din 2019 de ce am venit, m-am săturat. Și așa că vreau să evit astfel de, cu cât mai puține contracte, toată mai bine. Ce să, stau acum să mă judec că n-a ținut boxeaua așa de lungi, că a ținut 4 luni, mă. Care e expertiza care trebuie să o fac, spre exemplu, să vă vedeți că într-adevăr așa a fost? Nu, se creează și nu suntem prima primărie care se autogospodărește. Mi-ar plăcea să reușim să ajungem, spre exemplu, la nivelul Brăneștiului. Da? Pentru mine a devenit un etalon. Îmi pare rău să spun, eram cu mult înaintea lor, în urmă cu ceva timp, dar acum au evoluat. Și este o conversatoare din multe puncte de vedere. Este ușor să spui, să... Sunt mulți care pot și vor să fie, să spunem, primari, cu gândul că dă totul și nu face nimic. Pentru mine o bătaie de cap în plus. Eu sunt conștient. Va fi o bătaie de cap în plus. Cu oameni... Bă, cu... Ce-i treabă de aici? Știu sigur, adică deja după experiența ecotalului îmi dau seama ce înseamnă. Și aici munca este mult mai diversificată. Dar suntem obligați. N-avem altă. Asta nu știi ce facem. Cât timp doar câte gropii ne permite un contract, nu putem să le facem pe toate, mai rătăm și la anul. Cu pluviale le aducem o societate care ce să vă spun? La fel ca și la iluminat, 100 de lei mașina de iluminat pe oră costă. Vine, nu vine, câte becuri schimbă, nu contează. Atât la plătim. Am o mașină la frate, nu mai plătim acești bani. Și la fluviale, la fel. Chemul de danger, nu contează cât îți prestează. El are să facturează câte întreabă la tine în curte. Deci putem să facem multe lucruri, să comprăm. De fapt, am și făcut cât de multe ori până acum. Dar până au fost contabilizat. Mai vreau să vă întreb, aici aveți necesitatea să țină activitatea de pe asociația ecosală, nu le mai poate desfășura, nu le mai poate desfășura, nu din motiv de legare. Ecosal are singurul lei de activitate, în momentul de față, gestionarea deșeurilor menajere și stradar. Acelea au fost făcute și sunt făcute extra.
ANRSC nu permite desfășurarea altor activități decât cele date prin contract de delegare. Primăria Dobrogei și-a dat către Ecosal Serv de ridicarea deșeurilor menajere, curățirea căilor publice și de zăpezire. Orice altă activitate, pe lângă, primăria Ecosal Serv nu poate facționa către primărie serviciile. Nu e normal nici să desfășoare activități pe care nu le facturează. Nu le mai poate. Deci, înțeleg că până acum a Ecosalul s-a ocupat. Până la momentul în care ANRSC-ul a venit și a spus treaba aceasta a Ecosalului, da, la un moment dat, se făcea. Prin intermediul personalului de la Ecosal am făcut tot ceea ce am avut nevoie. A căzut un pom în stradă sau a trebuit să tai o creangă, s-a avut băieții de la Ecosal. Chiar și sâmbetele. Da? De ce? Când sunt pe ceva cu ăsta, sâmbătă, când vin ei să facă ce i-am rugat și eu, sau situația o impune, o cer. Nu. E clar, nu e normal. Neavând un contract de prestat servicii. Deci nu, dar are un accident, are un accident în ziua respectivă, da? Da? Ce faci? Ne-a ajutat și pe noi, eu am mai solicitat și așa din infană, că acum de oportunitatea asta, cum să facem simțită de buget copil, să primești o organigramă pe care să o primești totdeauna cu legilor mici. Și dacă se poate, ar fi foarte extravent, nu știu dacă aveți o ascult, așa ceva până acum, un raport de activitate. Ne-a interesat că cel mai mult, dar nu pe tipul de 7 persoane care deci organigramă vrei de la societate Ecosal? De la asta care nu, de la Ecosal, de la Ecosal. Asta, momentan, noi astăzi votăm de mers doar de rezervarea numelui, da, de a mi se spune dacă este disponibil și de rezervarea. Da, notă mâine. La ora actuală, spune, va prelua noua societate de la Ecosal, șoferul de pe domnul de excavator. Da. Pentru că aici va ajuta de sesură activitatea pentru domeniul public. Inclusiv dacă sunt în gândim gunoiul care este aruncat pe domeniul public, da? Îi solicit serviciile lui de transport și mi-l încarc eu. Da? Dar eu mai am și altceva de propus cu șoferul și cu domnul de excavatorul pe stradă. Îndreptați drumuri la drog și așa mai departe, să poate, mai lasă asfaltul pe strada datului Gheorghe, acum mai lăsat, trebuie să mergem să decompactăm. Uite, a fost vijelie, îți cadă un pământ din cine îl dai. Nu, dar pe datul Gheorghe, s-a lăsat pe canalizare. Mă duc de cupec, s-a mutat piatră. Nu știu pe nimeni. Poliția a venit că pădăm șoseaua după accident. Sunt băieții care sunt specializați, doi dintre ei mai buni, pe tăiat iarbă. Îi luăm de acolo, le aducem aici. Sudor și așa mai departe, toate cele, nu sunt vreo 7 copii, cât am calculat noi, nu? Da. Da? Care sunt preluați de... Dacă toți suntem aici, la profesia de justiție, asta pentru combaterea ambrozii. S-a făcut ceva în perioada bine, acum e deja târziu. S-a făcut exact conform legislației. S-au somat persoanele, proprietarii terenurilor, și așteptăm 1 iulie, pentru a putea merge împreună cu poliția locală să vedem cine și-a salubrizat și cine și-a tăiat ambrozia de pe teren. Dacă cei care nu au făcut-o vor primi avertisment, iar următoarea vizită după data de 15 iunie va fi cu amendă. Partea bună a anului acesta este că amendă o putem afla noi. Spre deosebire de anul trecut, când era o comisie de la prefectură, care nu s-a mai întâlnit datorită pandemiei. Vă pot spune că sunt persoane care au răspuns apelului și nu am trimis acele somații, doar ca să avem noi acoperire, așa cum am văzut la un moment dat pe Jeneu, care o doamnă, bine voitoare, nu, dar au fost trimise cu mult timp înainte pentru a avea timp să își pună în ordine bugetul fiecare și să se gândească că atunci când are o suprafață destul de generoasă de teren, da? O anumită valoare de piață, să ia în calcul și obligațiile ce-i revin. Obligații, și mă repet acum, pentru că tot este ședința publică,
terenul trebuie întrejmuit la domeniul public, ca să împiedice accesul pe teren cu deșeul, să se arunce gunoaie. Are obligația să-l întrețină în primăvară, an de an, da? Să-l deprișeze. Avem și exemple pozitive care l-au și arat. Da? Asta nu avem. Iar amintele vor fi. Vă spun de fără probleme. Sperăm să te dați asta. Mai... am luat în calcul inclusiv, dar legea nu ne permite înțeleg, decât de la limita domeniului public o bandă de 2 metri, să acționăm inclusiv cu verbicidare. Dar ce faci în adâncime, unde n-ai cum. Și oricum și sunt suprafețe pe care nu le poți... nu poți acționa, pentru că sunt foarte mari. Acolo sunt proprietarii vor fi în îndrăt. Problema este că rămâne efectul, pentru unii destul de... Și eu. Și eu am dat să nu e probleme. Pentru cursul 10, mai ceva? Dacă îmi permiteți, domnule președinte, pentru că la data când s-a conceput acest proiect de hotărâre, aveam o singură denumire, nu știam că trebuie 3. Noi mai propunem încă 2 denumiri, deci una administrare, monitorizare, domeniul public Dobroiești RV. Administrare domeniul public Dobroiești SRL. A treia variantă, gospodărire domeniul public Dobroiești SRL. Astea în cazul în care avem probleme la prima denumire. Nu, Registrul Comerțului solicită 3 denumiri, în caz că prima ar fi în ordinea preferinței și atunci trebuie completată, nu în normal și vă să vedea de continuu cu toate sunt. Bun. Hai să punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Dacă îmi permiteți, ne mai vin toți, trebuie să fim atenți. 11? 11 voturi pentru? Abține? 2 voturi abține. 4? Iar la cheltuieli s-a... 2020. Deci n-am avut buget aprobat pe 2021, iar execuția s-a ținut seama de bugetul aprobat în 2020 la semestrul 1. Așa sunt regulile. Da, bugetul s-a aprobat în aprilie. Da, sunt venituri mai mari decât a fost prognozat la 2020. Iar pe parte de cheltuieli, deci sunt cheltuieli în jur de 5.200.000, cam, cred că cam
60 ceva la sută. Avem 69% față de anul trecut. Față de bugetul anului anterior. Asta, dacă dumneavoastră aveți întrebări față de execuție. Dacă nu sunt întrebări atunci, se pune la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Obține? Împotrivă? Unanimitate. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii și utilizării și locului bugetului local al Comunei Dobrești în anul 2020. Excedent. Excedent. Bugetul local al Comunei Dobrești în anul 2020. În anul 2021 am intrat cu un excedent de 1.014.000. Excedentul puteam folosi și pe partea de funcționare și pe partea de dezvoltare. Propunerea domnului primar a fost a se cheltui numai pe partea de dezvoltare. Adică pentru investiții. Aveți o listă de investiții, între care cheltuielile o să vedeți că aveți și 300.000 pentru capital social pentru firma care se va înființa. În rest, le aveți și detaliate în tabelul care l-a stat așa la materialul de ședință. Deblocăm decât 1.000.000, rămân 14.000 de lei în cazul în care avem o urgență să îi putem utiliza. Da, se va face rectificare pentru utilizarea. Deci urmă, da, la următoarea ședință se va face rectificare. Vom avea rectificarea pe care să completez, următoarea ședință va fi cu o rectificare pe bugetul local. Da. Altfel nu se vor utiliza fără buget. Nu avem mai sunt întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, unanimitate. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind instituirea raportului pentru spațiul cu destinația de cabinet medical de pe teritoriul Iuase București și au Sundena, mă rog, 74, de Silpo și aprobarea contractului de funcționare. Dacă îmi permiteți, a expirat contractul doamnei Jescu de la Fundem, unde știți că avem doi medici de familie, s-a procedat la evaluarea conform legii a spațiului, de făcută de un expert anevăr, și s-a ajuns la ore de rentă de 1,8 euro metru pe lună, pentru spațiu de 32 de metri cabinet medical și o suprafață de 14 metri, reprezentând o treime din părțile comune. Totul este în raport cu evaluare la materie. Ok. Întrebări? Și punem la vot. Punctul numărul 3. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Unității Administrative Teritoriale Dobrești, Prada sau Tâmpuri. Avem o ridicare fotografică de la strada Fortunului între Măgăritarului și Marantel. În momentul de față, strada este de pământ, fără nicio utilitate, adică fără nicio investiție, să spunem. Lipsă rețele, intenția este să vedem dacă reușim să introducem rețea de apă și canal pe Măgăritarului, după aceea se schimbă pe Fortunului. Nu am dat-o despre asta. Și cu siguranță are nevoie de supraveghere. Acesta se vor face
în măsură ce proprietarii vor înțelege și vor ceda suprafața de teren necesară unui drum corespunzător. Pune la văcutul numărul 4, cine este pentru? Abține, împotrivă, înainte. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare 46 de analizare, inițiată la data de 9-11-2009, între asociația din societatea intercomunitară APO AGIA ISO, societatea APO Analisco ESA. AGIA ISO și APO Canal ISO au procedat la întâlnirea unui nou proiect. Denumit POIM 2, din care sau prin care se va finanța investiții pe raza tuturor localităților noastre, restului localităților care au intrat în această asociere mai târziu. Și, din păcate, urmarea faptului că de la Dobrăiești n-au mai fost solicitări, în acest proiect noi nu ne regăsim nicio investiție. Ar mai fi fost nevoie de anumite lucrări de îmbunătățire a sistemului actual. Din păcate, nu suntem beneficiari de această dată. Condițiile sau condiția impusă acestui nou proiect de finanțare este ca în următorii 4 ani, cumulat, tariful să crească undeva la 35% pe apă și canal. Din păcate, nu există justificare pentru care Dobroieștiului să-i se aplice această majorare. Majorări vor fi, dar vor fi, să spunem, sau se pot admite majorări datorită inflației. Nici de cum susținerii acestor investiții. De 2 ani de zile am făcut niște solicitări către APO Canal ISO concrete de îmbunătățire a sistemului actual, de realizarea unor investiții și lucrări absolut necesare. Din păcate, niciuna dintre ele nu și-a găsit rezolvare. Faptul că la Ploia Budente sistemul este depășit nu se întâmplă doar în Dobrești și nu se întâmplă exclusiv din cauze ce țin de APO Canal ISO. Aici avem și noi mult de recuperat prin realizarea rețelelor de ape fluviale, astfel încât o bună parte din apa fluvială care acum pătrunde în sistemul de ape menajere să nu mai ajungă în statele de pompare. Avem de recuperat cu rețele lipsă, cum am zis, Măgăritarului sau Câmului. Mai avem de făcut, inclusiv la, spre exemplu, cu acela de casă de la Garabanta Limon. Trebuia făcut o gândire și pentru el, o soluție și pentru acea zonă. Ne propunem, sau voi veni în fața noastră cu o propunere de înființarea unui nou drum comunal pentru a avea posibilitatea să solicităm finanțare anul viitor, dar nu avem nimic pe traseul acestui viitor. Ar fi fost nevoie de investiții și în Dobrești. Din păcate, nu s-au făcut solicitări în anii anteriori. 2017, s-au întocmit proiectul de studiu. Din partea noastră nu a fost solicitat. Din partea noastră, ca și oate. Contractul s-a semnat. Cu solicităm și cu proiectul fără dobări. Era prima oară, nu știu,
La acest punct aveți și referatul unui administrator, chiar dacă, să spunem, nu este semnat. Da, nu, nu, dar că este și al meu și am spus că nu este oportun o majorare de tarif. Pentru că vreau și eu, în punctul de vedere, aceste putere nu are caracter individual și are caracter normativ. Fapt care știu că nu-i place de un primar, dar să nu-i spune în toate lucrurile. Și o observație tehnică, la proiectul care se supune la voștri. Mai departe, am ascult o pletă la solicitare, am prezint astăzi. Pletă la greu. Dacă am observat că este un aspect de produse la mașină, în punctul nostru de vedere. Dacă în caracterul, din punctul nostru de vedere, caracterul este individual și normal. Cam cum? Vă rog, altă o dezbatere cu tema. Nu știu, poate să te registrezi. Cum se face? Nu este tot de așa, am dat un segment direct pe tema asta pe tot. Așa mi se pare normal. Considerăm că așa se întâmplă, că este dezbaterea cu tema. Este cele concursul, votul, da sau nu? E simplu. Este de acolo, dar așa se vede. Credeți că o parte dintre cei pe care n-ați reprezentat vor fi de acord? Aici au un nu se răspund, nu asta am spus cu tare. Un aspect tehnic asupra acestui prezent. Nu cred că este un om care se dură să fie din părere de mai departe de acest aspect, nu mai să ne cine este pentru? Ai notat? Punctul de vedere? Da. Este un proiect normativ și nu... Nu. Deci abține, vă rog frumos din nou votul. Da, dar trebuie să vă înnotez nominal, asta este ideea. Bun, abține, mai departe. Împotrivă. Pază. Da, împotrivă. Împotrivă numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor sau rotăcuri sau abandonate pe terenul aparținând domeniului public privat sau public. Cine este pentru?
Este vorba de preluarea activităților ecologice, de desfășurare ecologică în această, în acest regulament, de către compartimentul administrativ gestionarea domeniului public privat, asociații de proprietari din cadrul primăriei. Nu știu că s-a luat și acest loc acum? Era în regulament. Era în regulament. Să ridice mașinile, să le depozeze. Nu știu ce se ocupa ADP-ul. Noi cum nu avem ADP, firma de proiectul ăsta a zis la publicitate. Nu, Ecosalul nu poate să factureze activitatea asta și dacă o face, la fel ne lovim de ANRSC. Nu, dar trebuie să vedea noi facem procedurile ca și cum ajung categorie și vom aduce pe unul care are o mașină să le ridice. Da, 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 o firmă de care are o mașină de ridicare. Momentul de poate e tot în proprietatea primării. Tot către primării Vâlcea. Acea firmă de cât o ridică fizic, în momentul de față, propunerea era pentru platforma de la școala veche. Deci pe platforma de la școala veche, acum am zis, deci m-am montat și două, trei camere și există și iluminare. Da, dar aia o să intre modernizare. Asta vreau să spun. Era o soluție, era o soluție temporară. Punem acolo o bază, ceva, și le depozităm acolo. Nu? Deci eu, vezi? Da. Supune la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, unanimitate. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economice, obiectivul de investiție, modernizare și un grup de CTA, aprobat din facere de proiect numărul 124 din 627, și s-a prezat în facere de proiect numărul 59 din 2006-2009. Domnul președinte, doamna Crau, situația cu privire la ce proiecte? A fost aprobat prin hotărârea la început de an, prin hotărârea 21 din 15-a 3-a, restul de executat pentru consumul care nu era autorizat, cel de 300 și ceva de metri, da? Prerogativele Ministerului Dezvoltării, când avem un fond obținut de acolo, sunt să trimitem devizul general actualizat în care am inclus și acest rest de executat, respectiv lucrările deja executate și serviciile aferente care au fost înainte, proiectare și tot ce a fost, ce a însemnat serviciul privind acest obiectiv, aviză și așa mai departe. L-am cumulat și l-am introdus în acest deviz. Drept urmare, am reactualizat devizul aprobat la nivelul 2019, este chiar un pic mai mic, cu 200 și ceva de lei față de 2019, indiferent de proiectare. Urmează să-l trimitem la Ministerul Dezvoltării ca să putem debloca situația decontării și reluării lucrărilor la acest obiectiv. Asta ni s-a solicitat și de aceea am reactualizat acest indicator. Este un pas necesar, speranța că Ministerul va debloca... Nu speranța, în certitudinea că Ministerul va debloca decontării. Da, avem certitudinea Ministerului. Urmarea acestei reactualizări, da, vom trimit de vizul ca să poată verifica, practic, sumele supuse de contări și așa mai departe, o solicitare de finanțare actualizată în baza sumelor pe care avem nevoie, aferent anului acesta, și se vor deconta deja, sunt depuse spre decontare două situații de lucrări. Și când estimăm? Noi estimăm undeva maxim, dacă începe decontarea la sfârșitul lunii acesteia, ca și cu așa cum ne-au promis, undeva la începutul august ar trebui să le reluăm. Până la sfârșitul anului ar putea să definitivăm de ce trebuie. Pentru că nu mai avem niciun impediment, având autorizat întreaga suprafață, da, care a fost finanțată de minister, că aici a fost problema, n-am avut o suprafață finanțată așa cu diferența care a fost aprobată în martie și acum avem întreaga suprafață
nu mai sunt impedimente, nu se mai separă lucrarea și atunci nu mai avem blocaje pe ministerul de dezvoltare. La aceasta se referă proiectul de hotărâre pe care îl aveți în față. Dacă mai aveți întrebări. Nu, nu avem mai multe întrebări. Să punem la loc numărul 7, cine este pentru? Răzvan, cred că și el trebuie să punem 7. Cine votează? No. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind majorarea și punerea în stare finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care ajunge finanțarul de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, la obiectivul de investiții, modernizare de 2013-3A, comuna Dobroiești, de Sicov, aproape din facere numărul 30, în 2018-2019. Aici am mai trimis o completare. Da, am trimis un material preliminar înainte de ședință cu sumele pe care Ministerul Dezvoltării, conform Programului Național de Dezvoltare Rurală, nu le decontează. Sunt anumite categorii de cheltuieli specificate clar în lege, da? Regulament. Ei, aceste cheltuieli undeva sunt interpretabile. La capitolul ei spun că nu finanțează anumite cheltuieli de proiectare, unele nu. Și atunci, urmare, după ce am făcut proiectul de hotărâre către dumneavoastră cu referatul de specialitate, am considerat că este oportun să trimit și către consultanții de la Ministerul Dezvoltării să-i cerem opinia vis-a-vis de capitolele integrate în aceste cheltuieli neeligibile. Drept urmare, mi s-a spus că anumite subcapitole nu le decontează și le-am recalculat așa cum vi le-am oferit acum, ca să fie conform cu cerințele lor să nu mai avem blocaje și să ne deconteze. Da? Deci sumele sunt cele pe care le aveți acum în fața dumneavoastră. Lăsând la o parte acest aspect, am făcut un calcul vis-a-vis de cheltuielile deja achitate din bugetul local. Deci în această sumă de 186.000 sau 1655,97, sumele deja achitate în anii anteriori privind acest proiect, sunt în sumă de 65.390,5. Da? Deci sume deja achitate. Ce privesc proiectarea, ce privesc documentațiile suport, avizele, tema de proiectare și așa mai departe. Ce am mai avea de achitat din bugetul local, din aceste sume neeligibile, ar fi în sumă de 121.265,47 de lei. Ceea ce înseamnă asistența tehnică din partea proiectantului privind lucrările care se vor efectua când se deblochează lucrarea, serviciile dirigintelui de șantier, care la fel va supraveghea din punct de vedere tehnic lucrările, și vom mai avea comisioane, taxe ITC de final de lucrare, tot ce prevede legea ca să închidem această lucrare, în sumă de 62.000. Și din aceștia 62, parțial sau achitat, dar n-am putut să-mi scot exact. Deci astea ar fi sumele pe care bugetul de stat, da, prin programul de dezvoltare locală, nu le finanțează. Și trebuie aprobate din bugetul local. Am vorbit cu doamna Zeni și le vom trece în rectificarea despre care am discutat și anterior pentru ședința următoare. Cam așa sunt. Întrebări? Supunem la vă punctul numărul 8, cine este pentru? Abține, împotrivă. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnice economice, obiective de investiție, modernizare parte carosabilă de scăpare, strada Mesteacu, din comuna Dobroiești de Tălipov, aprobat din Haștile Dobroiești, numărul 35, din Haștile Ceafata, 2020. Vis-a-vis de aprobarea acestor indicatori. Știți că de asemenea ați aprobat în 14-a 4-a o sumă de indicatori, 700 și, vă spun imediat, 717.573,21. Acești indicatori s-au diminuat. De ce? Pentru că în devizul inițial erau incluse niște lucrări de stabilizare a taluzului, pentru că se presupunea că nu este destul de stabil pentru a susține carosabil. Și atunci a fost făcut un studiu de suprafață și au fost scoate acele cheltuieli privind... Acolo am obținut o suprafață suplimentară pe cadastru, care ne permite să ne departăm de zona cu Bobești. Atunci nu vom mai face acest lucru de sprijin.
lucrul ăsta vi l-am spus și la momentul în care am aprobat bugetul și speram să reușim să reducem costurile. Odată ce am obținut cadastru, ne permitem acest lucru și atunci facem o economie undeva de 300 de mii de lei, 200 și no, de lei. Nu, e 100 și 7 de mii. Acum indicatorii sunt 571, au fost 714. Practic, dacă vreți diferența dintre vechi indicatori și noi indicatori, o putem duce către cheltuielile neeligibile de la DPSA, unde avem nevoie, da? Care trebuie... Da, cam pe acolo, 100 și ceva de mii. Mestecanului? Mestecanului este pe procedură de achiziție internă, pe norme proprii. Cred că maxim într-o lună poate să intre în execuție. Mestecanului. Da. V-am răspuns. Cine este pentru? Punctul numărul 9. Cine este împotrivă? Finalitate. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnice economice, obiectivele de investiție, modificări interioare, porție în cu funcțiunea de club educațional pentru copii, împrejmuire, amenajări exterioare și prea obținere de locul de spate, un stat student comunal Dobroiești, de Sfântul, va aprova și în facturile Dobroiești, în locul 41, în 2018, și modificat în facturile Dobroiești, în locul 48, în 2004-2009. Acest proiect de hotărâre este în strânsă legătură cu următorul punct pe care îl avem de pe ordinea de zi. Obiectivul propus se află în perimetrul sitului arheologic Sundenii Doamnei. Ca să poată fi realizat, este nevoie de demolare prealabilă. Avem nevoie de avizul din partea Ministerului Culturii care să ne permită să construim acolo. Doar după demolare. Avem un contract deja încheiat cu un arheolog care să ne avizeze lucrările și să constate că nu există artefacte sau, da, trebuie să ne dea un aviz în baza contractului către Ministerul Culturii, care să ne dea aviz favorabil ulterior construcției. Altfel nu putem construi și nu putem interveni asupra suprafeței de acolo pe motiv că se pot regăsi artefacte în subteran și... Este necesar să construim, că este un obiectiv frumos. Rămâne ceva din partea de aia. Deci eu nu neapărat trebuie să mai facem acolo. Facem parc. Lăsând la o parte, avem și loc de joacă și amfiteatru și spații verzi. Lăsând la o parte punctul dumneavoastră de vedere, acest proiect este definitivat, da, aprobat, avizat, cheltuieli întreprinse pentru el. Și s-ar putea să obține și finanțare pentru el, așa că eu îl văd oportun. Dacă faci greu, puteți să lăsăm așa. Mulțumim. Mai puteți să vă la punctul 10, dacă nu spunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, obiectivului de investiție, desfințare, costul șefului de 345, să se obține numărul 100 de spații, să obținem cu numărul 20 de spații. Da, reprezintă partea din proiect care a fost pasă strict pentru partea de desfințare de care avem nevoie înainte de a obține avizul de la Ministerul Culturii. Am spus anterior. Demolarea o vom face noi, în speranța că finanțarea pe partea de construcție, așa cum avem acest contract din 2018 sau 2019, da? 2019, de apreciere cu va prinde viață și va funcționa. Deja s-au făcut solicitări de finanțare în acest sens. Pentru acest obiectiv am făcut, cred că din 2018 până în prezent, vreo 3 solicitări de finanțare, inclusiv pe PNRR acum, pe fondul Dragnea anterior, unde am primit aviz favorabil, dar s-au blocat fondurile. Așa că ne-am străduit. Să sperăm că este cu consiliul de test. Da. Să pune la vot punctul numărul 11. Cine este pentru? Abțineri împotrivă, unanimitate. Punctul numărul 10 l-am
în care se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, dat informațiile, state acțiunile mobilizate, notele explicative, raportul administratorului, declarația administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2020, balanța de deschidere a societății fiscale Serb Dobrești SRL. Separarea gunoiului pe mai multe fracții. Pe mine în trei.
Minim. Eu mi-aș dori 4. Înțeleg și deci, așa. Imediat după ce ne structurăm cu noua societate și tu nu vei mai avea dumneavoastră, nu vei mai avea ecosalul ansamblu, nu vei mai avea decât gestionarea menajerului și a stradalului, atunci discutăm altfel. Adică va trebui să vă concentrați toate forțele, tot bugetul ăsta, pe direcția asta. Ne-am oferit, sau cel puțin eu mi-am asumat și mi-aș dori să implementăm. N-am auzit o altă parte și n-am inventat-o de dragul de a da, cum să zic, titluri pompoase. Selectarea din bucătărie. Din momentul în care gunoiul a ieșit din bucătărie, până la tomberon s-a terminat cu el, s-a aruncat grămadă. Vă pun 5 la mine acasă. Că mă cer cu cei din curte, pentru că e mai ușor care e tomberon, nu tomberon. Ăla, pe la greșit, nu ăla. Dumneavoastră, dar nu că el în lumea civilizată. Oamenii ăia au început să-l separe așa, că a venit Consiliul Local sau a venit pe Costalul și a făcut un regulament, a dus și a stat de vorbă cu el. A scos gunoiul la un loc, i-a rupt genunchii cu oamenii. Nu, nu trebuie neapărat. Hai să găsim și alte soluții. Folosiți-vă de noi ăștia 17-20 cât suntem, dați-ne, cum să spun eu, un proiect și să mergem, să vorbim toți aceeași limbă, da? Și să transmitem același mesaj și va trebui cu personalul pe care îl disponibilizați, adică degrevați de alte activități, să mergeți din poartă în poartă. Îmi asum și eu chestia asta, cine vrea să o facă cu ai lui, la fel poate să transmită. Oamenii trebuie să învățați cum să procedeze. De rușine, o parte din ei o va face. De nevoie o va face ceilalți care sunt. Da. S-a terminat, ăla ajunge tot în tomberon și merge tot la menajer. Iarăși vorbesc în experiență proprie. Am un stat, galben. Nu contează, că de obicei de multe ori nu am mai folosit pe la galben, am fost unul de-al meu, după care am înțeles că de fapt nu e bun. Nu orice stat trebuie să pui acolo, pentru că este ăsta galben. Că este biodegradabil, sau cum? Nu. Cel galben este mult mai ușor. Adică atrage atenția pe stradă, băiatul știe că... N-am avut galben, am pus din ce am avut. Însă, la poștul de gunoi ajunge și compostabilul și resturile de mâncare. Și s-au contaminat și la revedere. Nu le mai separă nimeni. Dacă n-ai acolo, în momentul ăla, doi recipiente... Nu faci. Dar... În stat, pui uscatele. Tot, ambalaje, știi pe tot. Dar în poști apare... Gunoi umeri. Unde duce ce să-ți aduce? Că scoate și de ea, nu-i problemă. Și le ține pe balcon și le ține pe baraj și le vor, așa ea face orice fel. Nu, noi despre asta discutăm. Cel umed, nu-l separăm. Și vreau să găsim o soluție, nu doar programul la pilot pe compostabil. Programul la pilot merge nemaipomenit. La mine acasă, și eu vorbesc acum din experiență, este doar un ligenuș. Dar la fiecare găteală care se face la mine în casă, o pungă pe care o cumpărăm de la Mega Image, pentru care sunt pungi confortabile, conform legii au obligația să vândă pungă confortabilă, aia este pusă cu un ligian atât și de fiecare dată când se gătește în casă, sunt puse separat și poate apară în sacul mare. Că ne... Trei toate, dar cu mine și cu încă unul, doi. Nu, nu mai. Ideea este că omul trebuie să le facilitez. Din cele 400 de locuințe, 35% dintre ele au scos afară, măcar o dată pe perioada cât de 2 ani de implementare, sau, mă rog, de când mergem cu proiectul pilot, 35%. Eu de-aia am venit și am zis că dacă nu-i amendăm, nu o să facem nimic. 35% vin și fac asta din spirit civic, din... de, nu știu, de dragul planetei, de nu știu de ce motiv. Punem, nu punem de ce atunci dacă mergi la Ikea și mergi la compartimentul de mobilă de bucătărie, vei găsi în mobila de bucătărie deja 4 recipiente. Complet de acord, dar ăștia de la Ikea ne consideră că nu e aici.
Noi când vine vorba de gunoi, noi acolo jos, noi acolo trebuie să tindem. Complet de acord. Complet de acord. Știm cu toții că, dacă pui la dispoziție unui om, nu contează. Un recipient de 240 și dacă nu are gunoi de câte din curte și rumpe cu ceva. Cu cât e recipientul mai mare, poate. A fost o greșeală la momentul respectiv și să punem eu asum. Eu am fost cel care domn de 240. Ca să pună o familie să aibă loc. Dacă vă aduceți aminte, erau foarte greu de găsit în perioada aia, că eram împreună. Afară... Erau greu de găsit recipiente de 120. În afară acestui trebuie. Afară, în zona aia unde tindem tot să ajungem, știi? Sunt recipienti de 10 litri. Și săptămânal îi tăia de două ori pe săptămână, da? Îmi pune clar, intră două pungi de 7 kg. Care și pentru ăla de 10 litri. Dar acolo, gunoiul pentru o persoană costă 400 de euro pe an și este plătit la 1 ianuarie. Și altfel gestionezi... Vin o dată viitoare cu proiectul pe care să promovăm în realitate. Există variante inovative de stații de compostare la domiciliu, apropo de compost de... Foarte adevărat. Da? Și nu sunt foarte costisitoare ca preț, ci se poate face un parteneriat cu cei de la domiciliu care vor să o parte de la domiciliu. Eu sunt de acord. Nu mai avut cu tine. Asta trebuie să fie. Eu am auzit la Sunt în prima dată, putem să atingem și puțin cu titlul acesta chiar de acum. Prognozează venituri mai mari cu 15%, dar în celălalt jumătate anul se va incrementa și se nu plătește cât arunci. Da. Că bănuiesc că ăsta este, cum să zic așa, un motiv în plus pentru cetățeni. Complet de acord. Și cred că asta este, așa ca să scăpăm și pe tariful ăla nelegal de la blocul, pentru că aplică momentul de față. Și până la urmă aș construi bugetul cu titlul acesta, nu mi-au să compostez într-o cum îi compostă, se recicleze mai mult, dacă nu plătească în regulă. Este singura modalitate prin care facem o tranziție soft. Complet de acord. Se aplică de la jumătatea anului? Facem eforturi substanțiale să implementăm... Să ținem un termen. Să ținem foarte mult scurt. Când se aplică? Așa schimbăm lucrurile. No, adică o lună și jumătate, un termen destul de conservator. Perfect. Unde se aplică în acest moment? Plătește cât arunci în momentul ăsta? Atunci, întotdeauna când discutăm, m-am raportat la localitățile vecinate, la... Păi am spus că trebuie să timp, păi, doamnele alea corecte. Nu, nu, eu știu că fiecare... Nu, mai sunt și alte oasele care fac eforturi în sensul ăsta și vreau să știu dacă ați deja luat înainte ca să stop pe dator. Nu. Înțelegi? Nu. Nimeni. Nimeni nu face asta. Dar o să fim la fără nicio tentă, mă raportez la sectorul 2 care ne vecinăm, da? Nici nu fac același lucru. Ceea ce nu am făcut noi, și ei au făcut și fericit, este acea taxă de... Habitat. Da? Pe care va trebui să... Eu am reținut termenul propus de lucrare foarte important. Am avansat. Dragi colegi, domnule, muncă la bilanț. Ai zis că facem bilanț și după acțiunea mai e. Punctul numărul 3 pentru aprobarea bilanțului contabil. Cine este pentru? Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2020. Nu, asta știți că e costat terțul de proiecte de venit. Cred că puteți să continuăm și acel 15 la hotărâre. Vrem bugetul nostru de venituri de la Ecostar. Da. Pentru că noi avem frecvent certuri că faptul că întârzie primăria să plătească și așa mai departe. Am spus că vreau să se regăsească această stafă de habitat. E bine să cunoască și domnul consilier, încă în anul 2021 mai sunt persoane care se sustrag
de la încheierea acestui contract de salarizare sau declară un număr de persoane mai mic. Și atunci va trebui să facem un efort. Foarte multe locuințe care declară un număr mai mic de persoane față de persoanele care locuiesc la aceeași locuință. Înțeleg că este în dezbatere inclusiv aplicarea unei taxe pe ceea ce am tot avut discuții cu cei de la Curtea de Conturi, cu taxa care se aplică imobililor nelocuite. Este în avem o discuție pe tema asta de ceva vreme. Nu, este la nivel național. Ți-am și trimis un link. Mă documentez și data viitoare după ce mai mult. E bine, ce se poate face vis-a-vis de persoanele care declară mai puțin, nu știu, trebuie făcut. Există taxa... Ceva, că sunt 5, că sunt 2. Și o să se regăsească la impozite. Da? V-am pățit acolo, iar primăria v-a pățit. Vă rog.
Mai avem o chestie suplimentară nouă de forme de prezintă, permiteam să vă prezint o situație. Și acum aș vrea să discutăm la modul serios și sper să nu fie transpusă și tradusă care cum dorește sau după cum înțelege. La nivelul anului 2019, la an normal de învățământ, fondul de bursă a fost undeva la 150.000 de lei. Fondul de bursă școlare, pe două semestre. Anul acesta ne-a fost alocat o sumă de 149.000, aproape 150.000 de lei. Anul 2 în curs. Necesarul nostru pe semestru 1, pentru că așa se dă de pe un semestru, că se finalize, un semestru se acordă pentru acela. Necesarul doar pentru semestru 1 este 152.000. Deci, din ceea ce avem alocat, nu acoperim decât un semestru. S-a ajuns în situația aceasta pentru că școala online a fost un pic mai permisivă și notele au fost acordate, nu știu cum. Cert este că toți sunt de 9, toți, da, mai ușor. Toți elevii sunt de nota 8.59. O speță ar fi, de exemplu, că bursa socială se acordă pe tot anul. Spune bursa școlară socială, într-adevăr, el se acordă pe tot anul. Conform legislației actuale, minimul bursă este de 100 de lei. Sincer, mi-ar fi fost foarte ușor, având în vedere divergențele noastre de opinie privind modalitatea de înscriere a elevilor în școală, și aici readuc în discuție problema faptului că pe Facebook apar solicitări de luare în spațiu contra cost pentru zona Fundeni. Toată lumea vrea să vină în această școală în care suntem azi. Oricât ce obținem în acest fel, supraaglomerare, scăderea, să spunem, actului didactic în momentul în care te supraaglomerezi, nu mai ai cum să desfășori activitatea corespunzător. Creștem toate celelalte cheltuieli aferente, da? De la întreținere personală, filiat, tot, inclusiv acest fond de bursă. Sincer, la un moment dat m-am gândit să repartizez Consiliul de Administrație și așa cum au luat hotărârea să accepte mult prea ușor înscrie, să spunem, și să crească numărul de elevi înscriși, da? Prin suplimentarea claselor, deși spațiul nu permite să decide și în privința alocării acestor bani. Fondul fiind ăsta. Ceea ce am dat în 2019 pe două semestre, acum nu mai ajunge decât pentru unul. Nu vedem lucruri, nu. Da, e ușor. Ca și consilier, aș fi reacționat imediat. Punem din buget încă 150.000. Nu înțeleg de ce mai ne dăm cu părerea la momentul în care stabilim sistemul școlar. Rețeaua școlară. Dar dacă noi la rețeaua școlară am spus, funcționăm cu atâtea clase de la 5-a, la 6-a, de 6-a, de ce mai trebuie să mai suplimentez? Ca să vă mai spun că mai trimite și pe disparatul școlar, că pe adresă l-a acceptat și pe ei. Nu importează că la rândii cu Vâlcea. O trimite de pe din nou. Poftim? Da, da. Nu, că te... Da. Și nici măcar nu are adresă de București, o să înțelegeți.
trebuie stabilită o regulă și respectată o regulă în privința acestor înscrieri, întrucât, cum am zis, mult prea ușor se acceptă cu acele mutații și cu acele înscrieri. Există o metodologie pe care Ministerul Educației transmite. Ministerul Educației, în afară să transmită... Ministerul Educației, în afară să transmită niște topuri de hârtie pe care nici ei nu le respectă, noi aici, pe plan local, trebuie să avem în vedere și să ne organizăm în funcție de posibilități. Dar asta... Dar, domnul Cozan, dacă îmi permiteți, asta este... Se respectă metodologia, numai că înscrierea copiilor la clasa pregătitoare se face în mai multe etape. Iar aici, la școală, au fost admiși în a doua etapă copii care au domiciliul Dobroiești. Despre asta este nu vorba. Nu vreau când este adică, repet. Nu, despre asta este vorba, cu respectarea metodologiei. De-aia v-am și întrebat dacă la cealaltă școală sunt clase și de fapt, unde este problema? Avem prea puține școli sau este o împărțire inegală a elevilor? Dacă avem prea puține școli și privim în perspectivă, haideți să ne gândim cum mai facem o școală. Ce înseamnă avem prea puține școli? Dacă sunt prea multe elevi care se înscriu și aglomerăm, nu mai au loc și pleacă undeva, e o întrebare. Ai mai avut analiză. Poate e nevoie de o școală nouă. Nu, dar poate e nevoie de o școală nouă, dar la ora actuală, în momentul de față, ceea ce avem ne este să punem suficient. Doar dacă vreți să ne facem în viața grea. Și dumneavoastră a spus că privim cumva în perspectivă. Crește populația. Dacă vă permite... În este ce vom face de acum încolo. Anul ăsta, să spunem, e momentul de față. În momentul de față, da? Am avut discuții pe această temă. Cu... cum... ce domnul Mătite? Închide ședința și mă rog face discuții. Păi, care e... Dacă îmi permiteți, domnul primar, am și eu aici o propunere. De ce toți copiii, sau să ne răspundem singur la întrebare, de ce toți copiii vor la campusul școlar? Pentru că este o școală nouă, o școală cu, care oferă condiții mai bune de învățat copilor. Propunerea mea este... Aici eu văd o problemă. De ce? De ce aici avem condiții mai bune ca păi, asta era mai departe propunerea, să reabilităm, să propunem și reabilitarea școlii din Dobroiești, să o aducem la un standard mai înalt, prin, nu știu, într-adevăr, este o școală nu atât de frumoasă. Credeți că le facem pe amândouă în așa fel încât să facem și mai în localitățile vecinate. Nu. Să punem transportul și la limita administrativă. Da, nu, dar ca să nu mai existe diferența aceasta, copiii vor sau părinții întrebați și la școală și la grădiniță de ce vor la campus, că e școala mai nouă, mai frumoasă, mai aspectoasă. Să facem și pe cea de rând. O să discutăm un contradictoriu. Când bugetul local și alocările bugetare se face pe cifra de 11.800 de locuitori, și tot ceea ce facem noi ne raportăm la cifra statistică de 11.800 și presiunea care o avem pe noi este de 16.000 de locuitori cel puțin. Da? Diferența asta și rătim. Cum o suportăm? Cum o justificăm până la urmă? Că de aici avem probleme în tot ceea ce privește și salurizare, că avem vreo 2.000 care nu știu unde este primăria și cu locurile de parcare care la fel, da? Aici trebuie să avem grijă foarte mare. Că școlile pot pune la punct și sunt puse la punct și am investit. Am ajuns exact în situație inversă. Fugeau copiii din școala veche, traversau calea ferată și acum au ajuns... Invers. Da? De, legitimă, câte cheltuieli suplimentare avem din acest punct de vedere. Dar trebuie de acord cu dumneavoastră, numai că eu am spus ca o soluție că și părinții din Dobroiești sunt unii care vin la campus. Pentru că eu personal am spus că e școala mai nouă, mai frumoasă. Deci ăsta a fost răspunsul. Actul didactic este la fel și după... Asta a fost așa, dar parantez. Și o facem cu... Asta e problema. Punem cu bani doar cu nu. Când ai am vreo soluție. O să discutăm astfel, tot am văzut la noi. Trebuie să vedem ce soluție au venit și... Exact. Adică... Mediamul să nu știu. Dacă le-am promis, nu le-am promis noi. Legea ne obligă să le acordăm.
În 2014 am inițiat prima hotărâre de Consiliu. Pe baza legislației, da, am plecat de neamite baremul, deci 60 de lei, 75 și cât mai era 90 de lei, suportabile. Bun, am ajuns la acest minim legal de 100 de lei. Problema care v-am pus, au crescut foarte mult notele și numărul copiilor. Și pe mine nu m-ar deranja să mai aruncăm încă 150 de mii. Poate mă deranjează la final, la examen. Când notele alea care s-au dat online nu se mai regăsesc. Asta e clar. Aici este rău. Dacă ați produs ca conștiință, ziceți-ne cuvântul statului investitor aprobat în buget. Spuneți-mi despre ce vreți să Nu, 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 n